Meserii. Suntem tot la sunetul și litera R, da? Joc de rol. Ce vreau să devin. Privește persoanele din imagine și spune ce meserii practică fiecare. Joacă rolul care îți place. Hai să vedem meseriile. Haide, ce meserii știi de aici? Coafor. Da, cum se cheamă cel care coafează? Frizer. Frizer? Da. Ăsta. Bucătar. Nu, bucătar e cel care face mâncare. Cum îl cheamă? Cofetar. Cofetar? Da. Asistentă, doctoriță. Asistentă, da. Hai să fie mai tare. Asistentă rețină o tablă. Și doctorița poate ține o tablă. Ce crezi că e ăla? Muzica? Dirijor. Dirijor? Știu ăsta, pompier. Bun, pompier. Hai să scriem aici, da? Pompier. Și ăsta ce? Știi? Ce ține în mână? Tăbă. Și ce-i tăbăul? TV. Ce-i TV? Știi. Televizorul TV. Da. Deci ce crezi că face? Știri. Ce știri? De vulcan? Nu. Prezintă știri sau spune ceva despre o știri, da? Se cheamă reporter. Reporter? Da. Lasă foaia. Reporterul e cel care se duce în diferite locuri și prezintă o știri. De exemplu, că a erupt un vulcan și lava se duce mai departe, da? Sau că există un cutremur nu știu unde, da? Și arată ce dezastre s-au făcut în urma cutremurului, da? Haide să repetăm meseriile, da? Hai. Bucătar. Ei, cofetar am zis, da? Cofetar. Bucătarul face mâncare, da? Cofetarul face dulciuri. Haide. Cofetar. Lasă acolo. Hai, frizer. Frizer. Asistentă. Hai, ce mai avem? Dirijor. Dirijor. Prezentator. Da, și prezentator, dar prezentatorul e cel care stă la birou dintr-un... Cum să zic eu? La birou și prezintă știrile de la masă, dacă ai văzut vreodată știrile. Deci ăla e reporter, da? A, reporter. Și pompier. Hai, zile prima dată pe cele care le știi, na? Pompier, asistentă, coafor. Frizer. Frizer? Da. Bucătar. Cofetar. Cofetar? Da, Julie, bucătarul face mâncare, face borș, face ciorbi, face sarmale, da? Cofetarul face dulciuri. Pompier. Asistentă. Așteptă să vă gătesc. Frizer. Bravo. Cofetar. Cofetar. Dirijor. Dirijor. Reporter. Hai. Așa. Cofetar. Cofetar. Frizer. Frizer. Asistentă. Dirijor. Reporter. Da. Și pompier. Hai.
E ca cofetara, da? Hai. Cofetar. Da. Frise. Da. Asistentă. Dirijitor. Dirijor. Dirijor. Da. Reporter. Și pompier. Așa, și zice așa, joacă rolul care îți place. Alegeți o meserie de aici și haideți să facem joc de rol, da? Asistentă. Ok. Și asta. Nu, zice doar una, da? Că am mai făcut activități, să nu ne lungim, da? Alege ori frizer, ori asistentă. Asistentă. Bun. Asistentele fac mult mai multe. Dar ce faci aia, o asistentă? A. Vaccinurile la alți oameni. Da. Ne... Spală. Ok. Dar ce spală asistenta? Pe jos. Nu asistenta spală pe jos puiul. Aia se cheamă infirmieră sau femeie de serviciu. Asistenta scrie rețete. Da. Consultă pacienții, da. Face vaccinul. Atinge limba. Da, cu un bețișor, da. Ca să vadă dacă ești dacă bolnavioară. Dacă deschizi gura mare, nu mai trebuie. Da? Haideți să facem joc de rol, da? Eu sunt pacientul. Da? Bună ziua! Bună ziua! Am venit la dumneavoastră pentru... Am prescrie o rețetă de dureri de burtă. Vreți să mă consultați? Bine! Ce trebuie să fac? Să stai aici. Ok. Hai, Pitico, mă consult. Așteaptă eu asta. Eu uită mine. Îmi faceți o ecografie? Sau mă trimite sau o ecografie? Hai. Cred că asta vine să facem și la burta. Păi la burta mă doare, nu mâna. Trebuie ca să... Îmi luați temperatura? Pulsul? Temperatura se ia de sub braț, de la frunte, din... E bine? Uh-huh. Ah, știu rețetă! Bun! Îmi prescrieți o rețetă? Hei! Hei! Ia bine! Nu bine! Haide, Giuri, temă! Trebuie să pui facă așa! Mâncare mereu vitamine. Trebuie să pun în mâncare vitamine? Da. Asta. Chiar n-am auzit de asta. 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 E fac. Zic. Nu mă trimiteți la o ecografie abdominală? Desigur. Desigur. Trebuie să dați tacea bancă în timp. Ok, dar asistenta nu face ecografiile abdominale, da? Ecografia, adică să mă duc să-mi pun un aparat la burtică, da? Ca atunci când vede un bebeluș în burtică, da? Asistenta poate să prescrie, da? Unde să mă duc. Asta să văd, noi am încă ceva. Doamna asistentă, cred că mi-a venit o altă problemă. Cred că sunt răcită mai bine. Lasă durerea din burtă. Wow. Sunt rățită. Pă. Pă. Haide, Julie, nu scriem. Prescrie-mi acolo ceva. Haide că scrii. Bine, fac niște puncte. Nu, scrii și tu niște litere. Ce îmi prescrieți pentru răceală? Doamna asistentă, îmi plânge copilul aici. Nu plâng.
Doamna, mă duc la altă asistentă. Wow, 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 e doar la asistentă. Puteți să spuneți că îmi cumpăr rețeta cu bani, nu mai haideți odată, că plânge copilul aici. Nu, eu văd că zâmbește. Plânge odată. Uite, plânge copilul. Plânge de fericire. Stai tu, bătoasă. Da, deci eu o să plec de la dumneavoastră fără rețetă. Vrei să plecăm? Da. Pastile de răceală. Ia să vedem ce a scris. Pătile. Ei, bine și pătile. Nu, pătile. Dacă voiai scrie pa, s, da? Mama. Pătile. S, tile, da? Ai uitat să văd, dar în rest e bine, da? Eu glumesc cu tine. Deci luăm doar pastile. Și pastile nu contează, pastile, da? Pastile de răceală. Luăm un gripovit, un strepsils, un rofel răceală și gripă, un spray de răceală. Bine, doar de răceală. Și duci acum și consumi leacă de apă, da? Hai să plecăm, că ne-o dat și rețeta din pătili. Da, hai plecăm. Hai plecăm, nu? Da, hai plec. Te duci tu la farmacie să-mi cumperi pastile? Da. Da, e bine. E bine. Ia uite cine zice la punctul 2. Încercuiește litera R din cuvintele ce denumesc următoarele meserii. Ia uite, încercuim litera R, da? Mama, tu dai la căruțea la mine. Da, eu dau la căruțea la tine. Păi ce suntem aici, Julie? Aici? Da. Eu cred că aici. Lasă, nu-i nimica, hai. După mai putem să facem încă o rundă. Bine. Da, știu eu că vrei. Hai să vedem ce meserie avem în partea de jos, da? Topograf, morar, fotograf, scriitor, marinar, lasă foile, da? Marinar, da? Hai să facem arătă. Ai răbdare, terminăm foaia, da? Spune titlul poveștii din care face parte ilustrația. Mai știi povestea? Mereu uit numele. Ridichea. Ridichea cea uriașă. Ridichea uriașă. Ridichea uriașă. De câte ori întâlnesc sunetul R? Scrie în căsuță cifra corespunzătoare. Deci povestea se cheamă Ridichea Uriașă, da? Dar numele Ri. Haide, silabisești și îmi spui, da? Ri. R. Haide, calculează acolo. Una. Ri. Di. Che. Chea. Chea. Ri. Di. Chea. Uriașă, da? Uriașă. Uriașă. Ia, haide să despărțim noi corect în silabi. Hai. Ri. U. U. Ri. Ri. Hai. U. Ri. Hai. U.
U. U. U. U. Ri. U. Ri. Hai. Are două de râne. Ridică. U. Ri. Așa, scrie cifra, da? Cifra a doua. Haideți să vedem cum tragi linii ca să despartă în silabii. Ridică. Nu, uriașă. U. Ria. Hai, să vedem. Bună, îmi place. U. Oie. Oie. Ha. Ria. Ria. Aici sunt două silabi. Ți-am mai explicat de atâtea ori. U. Ia uite-te. Fii atentă la buzi. Ia uite-te. U. Ri. A. Ș. Câte ori deschizi gura, da? Ia deschide gura și zi-o în silabi. U. Ria. Ri. Ri. Ia. Ș. U. U. Ri. Ri. A. 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 Ș. Ș. Da? Colorează imaginea. Hai repede, repede, Jorda. Mama, Da.
așa. Da. Dar nu știu ce parte. Da, Giulia, aia de... Sos? Sos. Gata? Da. Ok. Hai, mai vrei ca să mai faci o dată jocul de rol? Da. Ești mai serioasă acum? Desigur. Bine, alegeți meserie. Uite, azi o să fim și noi, facem gogoșele, da? Gogoșe? Da. Da! De, dacă vrei, putem să o facem pe aia, adică o fetală, zicem că facem un tort de gogoș. De gogoș. Bine, dar am nevoie de plăitor. Nu, Julie, nu ne lungim, asta e să o faci tu după temi, Julie. După teme, noi aici trebuie să facem joc de rol, Giulia, adică comunicăm, vorbim, da? Bine. Că învățăm să vorbim. După teme, vorbim. Ei, ok, na. Cofetare. Deci gata? Da.